Agenția Europeană a Medicamentelor a aprobat două noi tratamente pe bază de anticorpi monoclonali. EMA a emis un aviz pozitiv cu privire la două tratamente împotriva COVID-19, Ronaprev și Regchirona, identificate de comisie ca fiind terapii promițătoare în cadrul strategiei Uniunii Europene privind mijloacele terapeutice împotriva COVID-19. Ambele sunt tratamente care se utilizează în stadiile timpurii ale infecției și sunt pe bază de anticorpi monoclonali antivirali. Să știți că dacă găsau un farmacist și li se dă la farmacii, lumea le cumpără. Eu am avut nevoie de două ori de medicamente de la farmacie și nu le-am putut lua că nu mi le-a dat fără rețetă. Rețetă nu mi-a dat că nu m-a găsit pulmonar. Însă pulmonar să e ascuns și mă simt prost. Și de-abia, de data de-al întâieri, am căpătat antibiotic să pot să merg pe picioare, că am stat la pat până acum. Vrem să fie medicamente în farmacii și să se dea pentru COVID. Eu nu cred așa ceva. Am 21 de ani de cetățeu, știu ce calitate și... Deci vreau să spuneți că nu v-ați cumpărat medicamente din farmacie, adică nu credeți că... Am sora cumpărată de americani în New York. Ea îmi dă medicamente. Sunt fără tratament la 87 de ani. Mă tratez cu medicamente de afară. Având în vedere creșterea numărului de infecții COVID-19 în aproape toate statele membre, este încurajator faptul că mai multe tratamente promițătoare se află în curs de dezvoltare în cadrul strategiei noastre privind mijloacele terapeutice împotriva COVID-19, spune comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară. Oamenii să meargă, care trâmpiți să nu se ducă, iar care sunt cu capul pe oameni să-ți facă tratamentele care... Le dau specialiști, nu politicieni. Politicieni să-și vadă de meseria lor și doctorii să-și vadă de treaba lor. Cum să nu le medicamente? Potrivit acestea, în cadrul strategiei privind mijloacele terapeutice, sunt prijinite statele membre în vederea accesului la medicamente noi, prin intermediul achizițiilor publice comune la nivelul Uniunii Europene.